horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Astăzi veți avea ocazia să participați la proiecte inedite și să învățați lucruri noi, iar cei din jur vor fi impresionați de entuziasmul vostru. Chiar dacă vă doriți să optați pentru mai multe responsabilități la locul de muncă, ar trebui să vă analizați cu atenție programul înainte să acceptați astfel de propuneri și să evitați să vă încărcați prea mult cu tot felul de sarcini. S-ar putea ca un prieten să vă caute în legătură cu o problemă pe care numai voi o puteți rezolva. Așa că încercați să folosiți cuvinte de încurajare atunci când aflați care este motivul. Chiar dacă nu puteți să ajutați persoana respectivă, veți putea să insuflați optimism. Horoscopul zilei Taur. Încercați să priviți problemele cu mai mult calm și să delegați o parte din responsabilitățile voastre atunci când vă simțiți copleșiți. Nimeni nu poate face față la infinit unei presiuni continue. Nu uitați că lucrați într-o echipă și că cei de la locul de muncă sunt dispuși să vă ajute atunci când aveți nevoie. Astăzi veți avea ocazia să cunoașteți persoane noi și să analizați o perspectivă diferită de a voastră. Experiența v-ar putea ajuta foarte mult. Astrele anunță o perioadă foarte bună pentru viața de cuplu, însă acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să depuneți efort pentru relația voastră. Veți reuși să convingeți un prieten să vă însoțească în vacanță. Horoscopul zilei Gemeni. Chiar dacă încercați să fiți cât se poate de înțelegători față de cei din jur, s-ar putea să nu reușiți de fiecare dată. Însă acest lucru nu vă poate defini relația. Încercați să petreceți mai mult timp în natură, bucurându-vă de vremea însorită. Vă va face bine și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihic. Prea multe ore petrecute în fața calculatorului sau la birou ar putea să vă afecteze nu doar fizic, ci și mental. Atunci când colegii de la locul de muncă organizează un mic eveniment după programul de lucru, ar trebui să îi însoțiți. Veți reuși să vă impresionați partenerul cu o surpriză la care lucrați de foarte mult timp. Horoscopul zilei Rac. Deși încercați de foarte mult timp să abordați un stil de viață sănătos, s-ar putea că de-abia în aceste zile să găsiți pașii care funcționează pentru voi. Fiecare om este diferit, iar dieta voastră va urma acest principiu. S-ar putea că cei de la locul de muncă să nu fie prea siguri pe aptitudinile voastre, așa că încercați să optați pentru responsabilități și proiecte ce vă pot ajuta să le dovediți faptul că vă subestimează. În general, cariera voastră evoluează frumos, iar bugetul a rămas echilibrat. Nu ar trebui să vă simțiți vinovați atunci când investiți bani într-un hobby care vă face fericiți. O faceți pentru voi, ca să fiți în formă și cu dispoziția care să vă permită relații bune cu cei din jur. Horoscopul zilei Leu. Astăzi veți fi optimiști în legătură cu relația cu partenerul și s-ar putea ca evenimentele recente să vă convingă de faptul că sunteți într-o relație cu persoana perfectă pentru voi. Încercați să vă petreceți zilele relaxându-vă, alături de cei dragi sau singuri, cu o carte bună sau în fața televizorului. Evitați să lucrați acasă și lăsați toate documentele la birou. Aveți nevoie de această delimitare între viața personală și cea profesională pentru a funcționa corect. Ceea ce se întâmplă în viața voastră profesională poate avea impact negativ asupra relației cu cei dragi. Chiar dacă aveți o relație bună cu copiii, nu uitați că trebuie să fiți alături de ei atunci când are loc un eveniment important. Horoscopul zilei Fecioară. Astăzi s-ar putea să aveți oportunitatea de a discuta despre o problemă serioasă cu cineva drag. Dacă ați tot amânat această discuție, s-ar putea să aveți emoții, însă persoana respectivă va fi foarte înțelegătoare. Cariera voastră este un punct sensibil pentru voi, probabil deoarece nu sunteți siguri că ați făcut alegerea corectă. Aceste dubii nu vă avantajează deloc, așa că ar trebui să găsiți o soluție convenabilă cât mai curând. Astrele vă încurajează să luați toate măsurile pentru a vă asigura că sunteți fericiți, chiar dacă acestea presupun un risc. Partenerul va fi alături de voi dacă alegeți să faceți o schimbare în viața voastră, mai mult, s-ar putea chiar să vă încurajeze. Horoscopul zilei Balanță. Ar trebui să petreceți mai mult timp împreună cu copiii și mai puțin timp încercând să abordați noi proiecte, mai ales dacă simțiți că este nevoie de voi în cadrul familial. Faceți alegerea care trebuie. Programul vostru este deja destul de încărcat și ar trebui să vă folosiți de timpul liber pentru a uita de responsabilități. Astăzi veți avea ocazia să-i demonstrați cuiva drag că sunteți genul de persoane ce își țin promisiunile. Nu uitați să purtați protecție solară atunci când sunteți nevoiți să lucrați în aer liber. Pielea voastră va fi sensibilă în această perioadă. Veți reuși să participați la evenimentele din familie, însă conflictele
vor fi greu de evitat. Horoscopul zilei, Scorpion. Este o perioadă foarte bună pentru a analiza relațiile în care vă aflați, felul în care vă relaționați la anturaj și la ceea ce se întâmplă în jurul vostru. S-ar putea să fiți mai puțin înțelegători cu persoanele care încearcă să vă șantajeze emoțional. Cât de inofensive ar părea unele din replicile lor. Bugetul vostru va avea de suferit de pe urma unei investiții, ceea ce ar putea să vă determine să vă îndoiți de decizia voastră. Chiar dacă vă așteptați ca cei de la locul de muncă să vă ofere sarcini noi și oportunități de proiecte, secretul constă în căutarea acestora din proprie inițiativă. Astăzi veți fi predispuși gândurilor negative. Horoscopul zilei, Săgetător. Ar trebui să înțelegeți faptul că unele persoane sunt afectate într-un mod diferit de cuvintele pe care le adresați. Nu toți au tărie de caracter să accepte anumite caracterizări sau un ton ridicat. Dacă ceea ce spuneți nu vi se pare a fi o problemă majoră, acest lucru nu este neapărat valabil și pentru o altă persoană. Chiar dacă nu sunteți foarte siguri de ceea ce faceți la locul de muncă, voi continuați să perseverați și să învățați constant, iar eforturile voastre vor fi observate și apreciate de către superiori. S-ar putea să nu reușiți să ajungeți la un eveniment de familie, așa că asigurați-vă că persoanele respective știu deja care este motivul. Horoscopul zilei, Capricorn. Sunteți dornici de o aventură și vă doriți să călătoriți cât mai mult în această perioadă. Chiar ar fi recomandabil să puteți petrece ceva vreme cu cei dragi. Însă realitatea este că sunteți nevoiți să recuperați anumite sarcini din urmă pentru a putea duce un proiect la bun sfârșit. Încercați să fiți înțelegători cu prietenii care anulează planurile făcute împreună cu voi pentru a se odihni, deoarece s-ar putea ca și voi să fiți în aceeași situație la un moment dat. Astăzi veți fi mult mai încrezători în propriile aptitudini, iar șarmul vostru ar putea cuceri un potențial partener. Fiți atenți la durerile de cap, deoarece se vor transforma foarte ușor în migrene. Horoscopul zilei, Vărsător. Aceasta este o perioadă foarte bună pentru a vă face planuri de viitor, indiferent de natura acestora, mai ales dacă ați amânat asta în ultima vreme. Ar trebui să vă mobilizați în acest sens. S-ar putea ca în curând relația voastră să treacă la următorul nivel și din acest motiv ați fost un pic mai atenți cu partenerul în ultima vreme. Dacă cei din jur nu apreciază succesul pe care îl aveți la locul de muncă, s-ar putea ca încrederea de sine să scadă. Nu este bine să depindeți de laudele celor dragi. Încercați să vă spuneți că munciți din greu pentru poziția în care vă aflați și că meritați oportunitățile ce apar. Ar trebui să fiți mai sinceri cu voi înșivă. Horoscopul zilei, Pești. Ar trebui să vă alegeți mai bine proprietățile în aceste zile, deoarece s-ar putea să nu știți cum să vă împărțiți timpul. Dacă cei dragi vă bat la cap în legătură cu deciziile pe care le luați, puteți să puneți piciorul în prag. Însă încercați să faceți acest lucru cu puțină diplomație. S-ar putea să vă aflați într-o relație cu o persoană care este la fel de independentă ca voi, ceea ce ar putea duce la unele incompatibilități. Nu prea veți fi dispuși să faceți compromisuri, așa încât dacă și interlocutorul este la fel de inflexibil, potențialul inflamator este crescut. Cariera voastră se desfășoară conform planului pe care vi l-ați făcut inițial, dar s-ar putea să simțiți că nu este întocmai ceea ce vă doriți. Horoscopul zilei de azi.